Hei, bine ați revenit la un nou episod Șefi Acasă. Numele meu este Iacob Alexandru, iar astăzi voi pregăti un risotto cu o tentă tomnatică. Un risotto cu dovleac plăcintar. Pentru această rețetă aveți nevoie de, evident, de dovleac plăcintar, orez arboriu sau carnaroli, este un orez special pentru risotto. Dacă folosiți un alt tip de orez, nu va ieși. Este un orez cu o concentrație mai mare de amidon, de aceea orezul va fi mult mai cremos decât orice alt tip de orez. Voi pregăti și o supă pe care o vom folosi la orez. Puteți folosi ce legume aveți în casă, de la cartofi, ceapă, morcov, țelină, apio. Tot pentru orez vom avea nevoie de unt, parmezan, ulei de măsline, vin alb sec, sare și piper. Punem puțină apă la fiert, iar în apă vom pune legumele tăiate bucăți mari. Nu trebuie să le tocați mărunt. Ceapa o vom tăia în patru. Apio puteți să-l rupeți cu mâna. O supă cu cât mai multe legume este mult mai ok, deoarece și risotto va avea un gust mult mai bun. Bun, cât supa fierbe, ne vom apuca de dovleacul plăcintar. Vom curăța cu ajutorul cuțitului de coajă, apoi îl vom tăia cubulețe. Nu trebuie să tăiem dovleacul în niște cubulețe exacte, deoarece ele la fiert se vor topi în orez și va forma o cremă de dovleac. Vom toca și jumate de ceapă mărunt pentru orez. Vom pune ceapa tocată mărunt și o lăsăm la foc mic. Când ceapa este gata, se adaugă orezul spălat. Se amestecă cu ceapa și se lasă împreună 2-3 minute. Iar apoi adăugăm vinul. Amestecăm foarte bine până când vinul se evaporă. După ce s-a evaporat vinul, începem să turnăm treptat supă. Nu punem niciodată toată supa odată. Punem câte un polonic. Dacă punem toată supa odată, riscăm să nu mai avem un risotto foarte cremos, să fie doar un orez fiert într-o supă și atât. În acest moment putem adăuga și cubulețele de dovleac. Și vom adăuga din nou un polonic cu supă caldă. Orezul nostru a fiert, închidem focul. Și acum este momentul când adăugăm untul. Foarte mult parmezan, pentru că îmi place la nebunie parmezanul în risotto. Puțină sare, nu foarte multă, pentru că parmezanul este deja sărat. Și piper proaspăt râșnit. Este parfumul ideal pentru un risotto de toamnă. Amestecăm foarte bine până când untul se topește și parmezanul se incorporează în orez. Uitați cât de cremos este! Este un orez extraordinar. Rămâne să-l montăm într-o farfurie frumoasă. Putem turna puțin ulei de măsline, iarăși puțin pe piper negru proaspăt râșnit. Iar ca decor, ne-am păstrat de la apio conzulițe foarte fresh de apio. Aceasta este rețeta mea preferată. Un risotto de toamnă cu dovleac plăcintar. Este un preparat pe care îl puteți mânca atât la prânz cât și la cină. Nu rămâne decât să îl mănânc și eu și să vă urez poftă mare!